Spunem, dar sincer, în anii ăștia, mai ales anul trecut, v-a deranjat și pe tine, și pe echipă, și pe băieți, și pe primar, și pe Liviu, eticheta asta care tot presa a încercat să vă pună de vasale lui Gigi? De vasale FCSB-ului? Păi nu știu dacă e o etichetă corectă, din afară, în ghilimele corectă, pentru că FC voluntari și până să vin și după ce am venit la, FC, la, la echipă, Uh, a încurcat uh, a încurcat. A obținut puncte din meciurile din inclusiv direct. 2 2 din playoff de anul trecut. Da. Și atunci de ce lumea că de ce e relația asta de cumetrie între Pandele și uh, Gigi? Ți-am spus Horia niciodată domnul Pandele nu cel puțin înainte de meciul celebru meci 2-2 de anul trecut, da. nici măcar nu am vorbit la telefon. Da. De, uh, nu. Cred că și el s-a ferit. Da. Jucătorii nu au jucat pe o primă specială, nu au jucat pe o primă în primă. Da, uh -huh. la... nici măcar n-ați avut primă? Nu. Așa? Nu. Și tot ce s-a scris și s-a comentat vis-a-vis -vis de acel, ce mi-a părut cel mai mult, că toate comentariile au afectat psihic echipa pentru finala Cupei cu Sepsi. De-aia ați pierdut finala după părerea ta? Nu știu dacă de Sau aia, și de-aia? De -aia? Echipa era, jucătorii erau afectați. Ei nu au fost obișnuiți cu, cu asemenea presiune și presiune mediatică și tot felul de declarații și de. Uh -huh. da, deci a, contat, a, a cântărit foarte a mult. A fost un element. Da, care împărtat. a contat enorm. Nu știu dacă enorm, dar a contat. Da, dar asta ți-a fost ciudă. Da. Adică și ați fost ceva de genul și înjurați și cu cupa luată. Da. Nu? Ceva de genul, nu? Da. Da. Deci, niciodată n-ați fost vassalii lui Gigi, niciodată domnul Pandele nu va a sugerat ceva, domne, Nașu, Finu, n-a existat așa ceva. Niciodată și nu suntem vasali nimănui. Am tratat toate meciurile corect, cinstit, atât cât a putut echipa și cu CFR, că toată lumea spune că nu luăm puncte cu CFR. Ei au câștigat ultimele două jocuri de la voluntari din, din întâmplare, ca să zic așa. Ultimul meci a fost un autogol, penultimul meci gol în minutul 70 ceva după ce ratase un penalti. De când sunt am luat punct la CFR când se băteau la campionat cu, cu Steaua, ca să zic, așa da. că pentru mine este Steaua. Da?